Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Așa cum ați văzut probabil și în titlu, astăzi vreau să fac un video de genul Ce mănânc eu într-o zi. Nu va fi doar o zi pentru că vor fi de fapt 3 zile, dar pe lângă asta vreau să vă arăt și cum țin eu un jurnal alimentar. Atunci când vă doriți să vă mențineți, să scădeți în greutate sau chiar să creșteți în greutate, este bine să monitorizați ceea ce mâncați pe lângă activitatea fizică pe care o faceți. Iar pentru asta aveți nevoie de două lucruri foarte importante. În primul și în primul rând, un cântar de bucătărie, pentru că e destul de important să cântăriți ceea ce mâncați și de foarte multe ori asta vă ajută să conștientizați dacă porțiile pe care le consumați sunt potrivite pentru voi, fie că sunt mici, fie că sunt mari. Vă puteți da seama în funcție de gramajul alimentelor. Și bineînțeles, pe lângă cântar, voi mai avea nevoie și de un telefon, pentru că mă voi folosi de o aplicație pe care eu o consider foarte utilă și o folosesc atât pentru mine, cât și pentru clienții cu care colaborez pentru a le face planuri alimentare. Dar haideți să vedem mai bine despre ce este vorba. Aplicația pe care eu o folosesc se numește Eat & Track și pentru a instala pe telefon trebuie să intrați în Google Play și pur și simplu să o descărcați și să o instalați. Eu nu voi mai face asta pentru că deja o am instalat în telefon. Așa că voi ieși din Google Play și voi intra direct în aplicație. Ea arată așa. Odată ce ați intrat în aplicație, în partea de jos a ecranului, aveți mai multe secțiuni. Prima dintre ele despre care vreau să vorbesc este profilul, unde puteți să vă introduceți tot felul de date despre voi, de la nume, vârstă, stil de viață, dacă sunteți sedentari sau dacă sunteți activi. De asemenea, puteți să încărcați poze în cazul în care vreți să vedeți care este progresul vostru. De asemenea, puteți să încărcați măsurătorile voastre de la kilograme, înălțime. Spre exemplu, eu am toate datele în telefon încă de când am început să-mi țin jurnalul, adică de la începutul acestui an. Și după cum vedeți, am trecut toate scăderile în greutate pe care le-am parcurs în această perioadă și aplicația chiar mi-a făcut și un grafic despre cum am evoluat în tot acest timp. Dacă aveți varianta Pro a aplicației, puteți chiar să împărtășiți meniurile voastre cu prietenii. Puteți să vă setați chiar notificări dacă v-ați decis să urmați postul intermitent și aveți aici toate variantele. Apoi, puteți să vedeți rețetele pe care le-ați încărcat, alimentele pe care le-ați încărcat în baza de date. Puteți apoi să vă setați obiectivele, spre exemplu, dacă vreți să slăbiți, să vă mențineți, să creșteți în greutate. Apoi puteți să vă administrați mesele în funcție de câte mese vreți să aveți pe zi. În cazul meu am 3 mese principale și o gustare, însă nu este neapărat obligatoriu să fie așa pentru toată lumea. Și mai jos aveți tot felul de setări pe care puteți să le faceți în aplicație. Următoarea secțiune, secțiunea de specialiști în nutriție. Dacă aveți nevoie de consultanță sau de ajutor, puteți să apelați la specialiști. Vedeți aici lista întreagă, unde mă puteți găsi și pe mine, dacă sunteți interesați să colaborăm. Următoarea secțiune este dedicată celor care folosesc varianta Pro și îți oferă idei de mese atunci când poate nu știi ce să mai mănânci. Îți oferă idei de mic dejun, prânz, cină pe care le poți reseta în funcție de ce ți-e poftă sau ceea ce dorești să mănânci în acea zi. Așa cum vedeți, eu am ales o altă variantă și să spunem că sunt mulțumită de micul dejun pe care mi-l sugerează. Așa că voi dezactiva și voi alege doar alte variante pentru prânz și cină. Și le-am primit.
Așa cum vedeți, dacă vreau pot să caut după cuvinte cheie, spre exemplu pentru carne de porc, e suficient să scriu porc și îmi dă toate ideile care conțin carnea de porc ca și ingredient. Și bineînțeles pot să fac la fel și pentru alte alimente, spre exemplu pentru mazăre. Dacă nu vreți să folosiți motorul de căutare, puteți pur și simplu să mergeți în partea de jos și găsiți ideile pentru mic dejun, ideile pentru prânz și cină. Tot mai jos aveți și ideile pentru gustări. Deci chiar aveți din ce alege și mie, sincer, mi este de foarte mare ajutor această variantă pentru că și mie mi se întâmplă de multe ori să fiu în pană de idei. Următoarea secțiune, tot în partea de jos a ecranului, veți găsi rețete. Rețete pe care alți utilizatori le încarcă în aplicație sau chiar și foarte multe rețete pe care și eu le-am încărcat la rândul meu. Și apropo de asta, toate rețetele pe care le veți vedea de acum încolo pe canalul meu de YouTube, le veți găsi încărcate și aici în aplicație pentru a vă fi mult mai ușor să le includeți în meniul vostru. În dimineața aceasta voi mânca plăcinta mea sărată cu brânză și iaurt pe care o fac acasă. Eu am făcut ieri o porție mai mare și mi-am păstrat și pentru astăzi la micul dejun. Și tot ceea ce trebuie să fac este să merg la micul dejun, să adaug alimente. Voi căuta plăcinta sărată cu brânză și iaurt. Întotdeauna rețetele mele sunt notate cu numele meu și pentru că eu am mai mult de o porție, îmi voi seta grame și voi introduce exact gramajul pe care îl are bucata de plăcintă pe care o voi mânca. După cum vedeți, mi-a calculat automat și caloriile, proteinele, carbohidrații și grăsimile. Și așa cum v-am arătat, aveți și rețeta disponibilă direct în aplicație, dacă vreți să o pregătiți și voi. Pentru prânz mi-am pregătit această pizza pe lipie, care arată foarte, foarte bine și urmează să o dau la cuptor. Așa arată odată ce s-a terminat de gătit. Eu am încărcat deja ingredientele în aplicație și după cum puteți vedea am folosit o tortilla, sos de roșii, șuncă de pui, ciuperci, porumb și mozzarella. Și să am poftă bună! Pentru gustarea de astăzi am ales să merg pe o variantă sărată, iar pentru asta mi-am fiert un ou și urmează să includ toate ingredientele în aplicație. Am folosit ou de găină și setez mărimea. Eu folosesc întotdeauna ouă de mărimea L, adică cele mai mari. Am folosit și cracker șvasa. Ia să vedem să găsesc și exact sortimentul pe care eu l-am folosit. Așa, 30 de grame, adică 3 crackers. Am mai folosit ardei gras, în jur de 50 de grame. Și pe lângă acestea mi-am pus și câteva firimituri, ca să le zic așa, de brânză telemia. Eu am folosit această brânză, este o brânză în saramură și vreau să vă arăt cum vă puteți scana codul de bare, ca să fie mult mai simplu să le includeți în aplicație atunci când aveți ambalajul acestor ingrediente. 25 de grame de brânză și gata! Cam asta e gustarea mea pe azi. Pentru cină mi-am gătit o ciorbă de pui, un fel de ciorbă rădăuțeană, ca să zicem, dar o variantă cu o smântână ceva mai slabă. Eu am introdus deja rețeta în aplicație pentru că este o ciorbă pe care o fac des și mi este mult mai ușor. Așa cum vedeți, am folosit 500 de grame de ciorbă. Aveți disponibilă și voi rețeta dacă vreți să o încercați. Vreau să văd câte calorii mi-au mai rămas de consumat fără a-mi depăși necesarul.
Până acum am consumat 1515 calorii, deci îmi mai rămân disponibile 85 și pentru că nu mi-am atins necesarul de carbohidrați, voi mai adăuga niște crutoane, care merg foarte bine cu ciorba. Și eu zic că mă mulțumește o cantitate de 15 grame, care înseamnă aproximativ un pumn de crutoane. Și pentru că mai am disponibile 25 de calorii și îmi place foarte mult cum se potrivește cu ciorba, voi adăuga și niște ardei iuți. Aceștia nu sunt foarte calorici, nici nu sunt foarte grei, ca să spun așa. Și mi-am adăugat 25 de grame. Haideți să vedem cum arată necesarul meu acum. Am consumat 1587 de calorii, mi-au mai rămas 13, dar nu mă stresez să le consum, îmi este perfect așa. După cum vedeți, și macronutrienții sunt destul de echilibrați și eu zic că ziua de astăzi am mâncat pe săturate. În dimineața aceasta voi mânca terci de ovăz, peste care îmi voi pune o linguriță mică de miere. Dacă mă urmăriți pe canal, știți că eu mănânc destul de des terci de ovăz, însă mai schimb toppingul pe deasupra. De această dată îmi voi pune câteva feleuțe de banane și câteva bucățele de zmeură. Eu am avut de această dată zmeură congelată. Ingredientele pentru terciul de ovăz sunt relativ standard pentru mine, adică folosesc întotdeauna aceeași cantitate de fulgi, lapte, semințe de chia și o linguriță de miere și întotdeauna mai adaug ce am pus deasupra, adică banane și, bineînțeles, zmeură. Aveți grijă întotdeauna să cântăriți toate ingredientele pentru că așa vă este mult mai ușor să le includeți în aplicație. Pentru prânz mă gândeam să fac ceva cu piept de pui, pentru că am o bucată de carne în frigider, însă nu am o idee foarte clară cu ceea ce vreau să mănânc, așa că de data aceasta pentru prânz voi apela la ideile de masă din varianta Pro și mă duc direct la motorul de căutare și scriu pui. Și vreau să văd toate variantele pe care aplicația mi le oferă și poate găsesc ceva care este simplu de făcut și pe placul meu. Și se pare că am și găsit un bol cu pui, orez și mazăre. Pare a fi o rețetă destul de simplă de făcut și chiar am toate ingredientele acasă, așa că nu-mi rămâne decât să includ această idee în jurnalul meu. Am inclus-o la prânz. Mă întorc la jurnalul alimentar. Și după cum puteți vedea, este deja inclusă în prânzul meu. Am să fac o mică modificare la gramaj, pentru că bucata de carne pe care eu o am cântărește 170 de grame și chiar mă bucur că aceste idei de mese te lasă să faci și mici ajustări. Cam așa arată masa de prânz după ce am terminat-o de gătit. Îmi place că este foarte colorată. Și pe lângă ingredientele pe care deja le-am inclus, vreau să mai adaug și ulei de măsline pentru că am folosit o linguriță atunci când am gătit pieptul de pui. Nu uitați întotdeauna să contorizați și uleiul, pentru că deși folosiți puțin, are destul de multe calorii. Ca și gustare voi folosi această brânză cottage pe care am deschis-o zilele trecute și am consumat jumătate de cutiuță. Deci, în teorie, ar trebui să mai am exact 100 de grame. Ia să vedem. Pe acolo. Urmează să adaug acum gem de mere. Este un gem de mere pe care l-am făcut eu acasă și este foarte, foarte slab caloric și cu toate astea este foarte gustos. Și pe deasupra urmează să adaug câteva bucățele de nuci pe care le-am rupt mai mărunt, așa simplu, cu mâna.
În seara asta la cină voi mânca tot ciorbă, pentru că mi-am făcut o porție mai mare, așa că voi mânca mai multe zile la rând din ea. Și ceea ce vreau să vă arăt este că în aplicație pot să copiez mesele dintr-o altă zi. Spre exemplu, eu vreau să copiez cina de luni seara. Și pur și simplu mi s-a încărcat automat ceea ce am mâncat cu o zi înainte, exact cu aceleași gramaje. Și mi se pare foarte, foarte util și simplu de făcut. După cum puteți vedea, pentru ziua de azi mi-au mai rămas 9 calorii, dar la fel, eu mă simt foarte bine și îmi este ok așa. Aplicația vă oferă și un instrument prin care vă puteți contoriza cantitatea de apă pe care o consumați și puteți să adăugați de la un pahar de apă, două pahare, 500 de mililitri, 750, în funcție de cât consumați și vedeți la finalul zilei dacă v-ați atins necesarul de apă. În această dimineață sunt din nou lipsită de inspirație, ca să zic așa, însă îmi este poftă să mănânc ceva cu ou. Așa că voi apela din nou la ideile de mese și de această dată voi căuta rețetele care conțin ou. Să vedem ce sugestii primesc. Având în vedere că e dimineață, vreau ceva care se face foarte simplu și foarte rapid. Și am găsit aceste ouă poșate cu pâine toast și ciuperci. De asemenea, trei ingrediente pe care le am acasă. Și cred că asta voi alege pentru micul dejun. Îmi setez ziua în care vreau să mănânc. Este pentru micul dejun. Și cam așa arată în meniul meu. Voi face câteva modificări. Eu mai am doar două felii de pâine în momentul acesta în casă. Le-am cântărit și au 50 de grame. Și pentru ouă voi modifica tot așa dimensiunea acestora pentru că eu folosesc ouă de mărimea L. Adaug cantitatea. Mi-am ajustat rețeta pentru nevoile mele. Și cam așa arată. Eu nu am poșat ouăle, le-am fiert. A fost mai simplu pentru mine, însă din punct de vedere caloric nu se modifică cu nimic. Ce ziceți? Seamănă? Pentru prânz m-am gândit să-mi fac o salată rece de paste și se face foarte simplu și ușor. Am încărcat deja toate ingredientele în aplicație și am folosit paste, conservă de ton, porumb, fasole, ardei și măsline negre. Voi amesteca totul. Bineînțeles, dacă vă place, puteți adăugați și tot felul de condimente, de la sare, piper, oregano, busuioc. Totdeauna condimentele sunt binevenite. Pentru gustarea din această după-masă am ales să mănânc câteva nuci caju pe care deja le-am introdus în aplicație și pe lângă caju vreau să mai mănânc și un iaurt. Eu am aici o variantă cu un nivel mai crescut de proteine. Este un iaurt cumpărat din Lidl, dacă cumva o să vă întrebați de unde îl am. Și pentru că am disponibil un cod de bare, pur și simplu vreau să-l scanez în aplicație pentru că mi se pare foarte simplu de făcut. Se deschide cititorul de coduri și foarte, foarte repede îmi recunoaște produsul. Schimb cantitatea pentru că iaurtul meu are 200 de grame și gata, s-a adăugat la jurnal. La cină m-am gândit să-mi fac un wrap din tortilla și ideea mi-a venit pentru că am un avocado foarte, foarte bine copt pe care îl zdrobesc cu furculița pe deasupra. Adaug niște ardei copți, peste ardei adaug roșii și peste acestea voi adăuga o bucată de tofu. Eu am o variantă afumată. Și este gata cina mea. Am încărcat toate ingredientele în aplicație, după cum puteți vedea. Mi-a calculat deja automat și caloriile pe care le are cina, macronutrienții și haideți să vedem cum arată ziua mea per total. Astăzi m-am apropiat mai mult de necesarul meu. Mi-a rămas doar o singură calorie pe care nu am consumat-o.
Atunci când vă decideți să țineți un jurnal alimentar și vreți să fiți atenți la caloriile pe care le consumați, după ce ați aflat care este necesarul vostru în funcție de targetul pe care îl aveți, fie să vă mențineți, fie să creșteți în greutate sau să scădeți în greutate, este important să vă împărțiți caloriile pe mese în funcție de câte mese aveți. Așa cum ați văzut în cazul meu, pentru mesele principale încerc să mă încadrez undeva între 400, 450, 500 de calorii, iar pentru gustare mă duc undeva spre 250. Astfel sunt sigură că nu mi-am atins necesarul caloric imediat după masa de prânz sau după gustare și cumva din punct de vedere psihologic mă simt mai confortabil când știu că urmează să servesc și cina, fără niciun fel de remușcări și fără niciun fel de problemă că s-ar putea să-mi depășesc necesarul caloric. Eu vă recomand să încercați aplicația Eat & Track, mai ales atunci când vreți să țineți sub control caloriile și de asemenea să încercați și varianta Pro a acestei aplicații la doar 65 de lei pe an. Haideți să fim serioși, nu este deloc mult pentru un an de zile, având în vedere că 65 de lei poți să dai la o singură masă dacă ieși în oraș. Așa că eu vă invit să o încercați, nu uitați dacă v-a plăcut acest video să-i dați un like și un share, să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați că vă aștept și pe grupul de Facebook Alina Fulberti Community, vă aștept și pe Instagram, pe TikTok și rețineți că începând de acum toate rețetele pe care le vedeți pe canalul meu de YouTube le veți găsi încărcate direct în aplicație, astfel încât să le puteți include în meniul vostru. Până la următorul video, eu vă spun pa!